Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să vă arăt ce prețuri au mașinile din Germania întreținute ca la carte. Dacă nu sunteți abonați, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și dacă vă place ceea ce fac, să dați un like și un share la acest videoclip. Bun, mașinile pe care o să le vedeți astăzi sunt vândute de către parcuri auto, autohouse-uri de încredere, oferă garanție pe mașină, certifică kilometrajul, dacă a avut daune în trecut sau dacă are diferite probleme, îți spun de lucrurile acestea. Deci, practic, sunt niște mașini impecabile la care ai făcut actele, le-ai dat cheie și în următorii 2 ani nu ar trebui să ai nicio problemă. Sau chiar dacă apar probleme între timp, te duci frumos de unde ai cumpărat mașina și se vor rezolva. Deci nu ar trebui să-ți faci niciun fel de problemă din acest punct de vedere. Deci multe persoane preferă să își cumpere mașini mai ieftine, dar nu conștientizează că banii pe care i-a economisit o să-i bage mai târziu în reparații. În mod normal, nu ar fi mai corect să îți cumperi din start o mașină bună care, ia dacă a fost întreținută corespunzător, pentru că tu asta cumperi practic când achiziționezi o mașină second-hand, cumperi ce a întreținut sau ce au întreținut foștii proprietari. Tu din start, dacă cumperi o mașină bună, chiar dacă este mai scumpă, nu vei avea probleme în viitor sau vor fi foarte mici. Sunt foarte curios ce mașini preferați voi. Cele mai ieftine, la care sunteți conștienți că vor intra banii în reparații, sau preferați să dați din start un ban în plus ca să fiți sigur că v-ați luat o mașină așa cum ar trebui să fie. Aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Bun, cam astea fiind spuse, haideți să vedeți ce mașini am selectat. Prima mașină pe astăzi ar fi acest Passat din 2015. Prețurile pentru un astfel de model variază foarte mult, adică poți să găsești unul chiar și la 8.000-8.500 de euro, dar la fel de bine poți să găsești și la 18.000-19.000 de euro. Contează foarte mult în ce stare se află mașina, câți kilometri are și așa mai departe. Passatul de față, vedeți și voi, se află într-o stare impecabilă, a avut doar un singur proprietar. Vine cu jante pe 17, anvelopele sunt destul de bunicele. Cam așa arată în spate, spațiul de la picioare este foarte mare, vine și cu climă automată. Are scaune din piele cu alcantara încălzite, climă automată pe 3 zone, navigație, comenzi pe volan, pilot automat. Deci, mai pe scurt, este un Passat foarte bine echipat. În plus de asta, se oferă și un istoric complet, are și farurile full LED care văd foarte bine pe timp de noapte, senzor de parcare față-spate, se oferă și o garanție de 12 luni care este inclusă în preț. Vine cu motorul de 2000 diesel, 150 de cai, are 145.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 14.500 de euro. Ce spuneți, ați da 14.500 de euro pe acest Passat? Următoarea mașină ar fi acest Porsche Cayenne din 2014, care a avut un singur proprietar. Mașina arată de-a dreptul impecabil, nu are nici cel mai mic defect de ordin estetic, deci mai pe scurt se vede că a fost o mașină întreținută. Problema cea mai mare la un astfel de model ar fi că mulți își permit să o cumpere, doar că nu își mai permit să o întrețină corespunzător. Din această cauză, istoricul este foarte, foarte important. Vine cu jante originale pe 18, anvelopele ar cam trebui înlocuite. Interiorul arată impecabil, vine cu scaune din piele ventilate și încălzite, navigație, clima automată pe 3 zone, cutie de viteze automată cu padele pe volan, lane assist. Până la urmă este un Porsche Cayenne, un SUV care de nou a costat aproximativ 100.000 de euro. Vine cu motorul de 3 litri diesel, 245 de cai. Are doar 90.000 de kilometri, toate reviziile au fost făcute doar la reprezentanța Porsche, deci un lucru de apreciat, iar prețul cerut este de 30.000 de euro. Ce spuneți, merită? Aici avem un Opel Insignia din 2014. Când îți cumperi un model ca acesta, trebuie să fii foarte atent dacă a fost sau nu mașină de firmă, pentru că majoritatea Opelurilor Insignia care sunt aduse în România au fost mașini de firmă prin Germania, Belgia, Olanda și așa mai departe. Și în niciun caz nu o să găsești un model ca acesta la 7.000 de euro cu 180.000 de kilometri. Vine cu jante pe 17, anvelopele sunt destul de bune.
Interiorul arată foarte bine, vine cu încălzire în scaune, clima automată pe două zone, navigație, cutie de viteze automată cu padele pe volan, comenzi pe volan, are și farurile Big Xenon, inspecția tehnică este valabilă până în luna iunie 2022, se oferă și garanție 12 luni, deci este o mașină super ok, are motorul de 2.0 CDTI 131 de cai, este Euro 5, 146.000 de kilometri, iar prețul este de 9.250 de euro. Aici avem un Golf 6 din 2012, care are un număr relativ redus de kilometri, a avut un singur proprietar. După cum vedeți, mașina se află într-o stare foarte bună, arată foarte bine, vine cu senzor de parcare față-spate, deci pur și simplu nu ai ce să îi reproșezi. Se oferă și o garanție de 12 luni, are jante originale pe 16, anvelopele sunt destul de bune. Interiorul arată ca nou, vine cu încălzire în scaune, clima automată pe două zone, comenzi pe volan, pilot automat. Din păcate îi lipsește navigația, dar asta se poate monta și ulterior. Nu are farurile cu Xenon, dar la fel există faruri aftermarket cu Xenon omologate pentru Golf 6. Inspecția tehnică este nouă, deci mașina este super ok. Vine cu motorul 1.6 TDI 105 cai, este Euro 5, are 108.000 de kilometri, aveți și seria de șasiu, iar prețul este de 7.500 de euro. Următoarea mașină ar fi această Mazda 6 din 2016, care este aproape nouă. O să vedeți imediat, are un număr foarte mic de kilometri. După cum vedeți, la exterior arată impecabil, nu are nici cea mai mică urmă de zgârietură. Vine cu senzor de parcare față-spate, nu are niciun element revopsit, pe toată mașina se află vopseaua originală. Vine cu jante originale pe 18, are anvelope de vară care sunt destul de ok. Interiorul arată foarte bine, vine cu scaune din piele încălzite, clima automată, navigație, cutie de viteze automată cu padele pe volan, lane assist, deci este o Mazda 6 bine echipată, în plus de asta are și farurile full LED. În acești 4 ani uleiul a fost schimbat de 4 ori, deci este un lucru foarte important, are un istoric complet. Vine cu motorul de 2.2 diesel 175 de cai, este Euro 6, are doar 34.000 de kilometri, inspecția tehnică este nouă, iar prețul cerut este de 20.000 de euro. Ce spuneți, merită? Aici avem o Renault Talisman din 2016, v-am mai spus și în alte videoclipuri, nu înțeleg de ce este o mașină atât de subapreciată, adică pe lângă faptul că are un preț bun, arată și foarte bine, este o mașină spațioasă, vine cu multe dotări, spre exemplu talismanul de față are senzor de parcare față-spate, plus opțiunea care parchează singură mașina, vedeți și voi chiar este un break foarte frumos. Vine cu jante de la NK pe 19, este o firmă destul de cunoscută, anvelopele sunt bune, la fel și discurile și plăcuțele. Interiorul arată ca nou, vine cu încălzire în scaune, clima automată, navigația mare, comenzi pe volan, lane assist, pilot automat. Nivelul de echipare pentru acest Renault este inițiale Paris, are și farurile full LED, se oferă și un istoric complet de la reprezentanța Renault, TÜV-ul este valabil până în decembrie 2021, are motorul de 1.6 diesel 131 de cai, este Euro 6, doar 61.000 de kilometri, iar prețul este de 15.000 de euro. Mai mulți dintre voi mi-ați spus să caut un Mercedes E-Class Coupé într-o stare cât mai bună, așa că am găsit mașina de față care este din 2013, a avut un singur proprietar, toate reviziile au fost făcute doar la reprezentanța Mercedes. Din această cauză și prețul cerut, o să vedeți imediat, este puțin mai măricel, până la urmă mi se pare normal. Vine cu jante pe 18, anvelopele ar mai merge un sezon. Interiorul arată ca nou, vine cu scaune din piele încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, tempomat, cutie de viteze automată. Se oferă și o garanție de 12 luni care este inclusă în prețul mașinii, are senzor de parcare față-spate, plus asistență la unghiul mort, faruri cu Xenon. Vine cu motorul de 1.8 benzină 204 cai, este Euro 5, are doar 90.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 19.000 de euro. Ce spuneți, este mare sau mic? Următoarea mașină ar fi renumitul BMW seria 3 E91. Mașina de față este cel mai bun exemplu ca să vedeți
cât ar trebui să coste de fapt un BMW care are ceva kilometri, adică ar trebui să nu mai trăiți cu impresia că puteți să vă cumpărați un seria 3 facelift la 5.000 de euro cu 170.000 de kilometri, deci aia este țeapă curată. BMW-ul de față vine cu jante pe 16, anvelopele sunt ok. Interiorul arată foarte bine, vine cu încălzire în scaune, clima automată pe două zone, comenzi pe volan, pilot automat, deci nu este un BMW full option cum vor majoritatea, are și farurile cu xenon, dar în schimb se oferă carte service, se oferă un istoric complet, garanție. Este din 2009, are motorul de 2000 diesel, 143 de cai, 180.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 7.500 de euro. Aici avem un Audi A6 din 2016, este modelul facelift, vine cu pachet S-Line interior-exterior, mașina a avut doar un singur proprietar, are un număr redus de kilometri, vedeți voi, arată foarte bine. Dacă vreți să vedeți cât costă o anumită mașină în Germania, puteți să-mi lăsați mai jos un comentariu. Mă puteți găsi și pe Instagram la Autorlate Germania. Audiul de față vine cu jante pe 18, anvelopele sunt destul de bune. Interiorul arată ca nou, vine cu scaune S-Line încălzite, clima automată pe 3 zone, navigație, cutie de viteze automată, volanul S-Line cu comenzi pe el, are și aici inscripția S-Line. Din păcate, sunt farurile cu xenon, nu sunt cele cu LED. Sunt foarte curios ce mașină credeți voi că merită cumpărată din acest videoclip, aștept părerile voastre în comentarii. Are motorul de 2.0 TDI, 190 de cai, este Euro 6, doar 54.000 de kilometri, iar prețul este de 27.000 de euro. Cam acestea au fost mașinile, aștept părerile voastre și ne vedem data viitoare.